că doamna consilier Cotroia, încearcă era desemnată să conducă la ședință de Consiliu ca următoarea de luni, este prezentă. Am onoarea desăvârșită și totală de a începe această ședință pe care o predăm viitorului președinte ales doar pentru această dată. Până una alta, o să vă supun ordinea de zi a ședinței de astăzi cu un amendament care va face domnul Cornean, e adevărat? Adică mai avem o, ca de obicei, o listă cu ceva care s-a uitat și care s-au reintrodus. Vă rog. Estimați colegi, domnule președinte, estimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 3-7-2018 cu 4 proiecte de hotărâre după cum urmează. Primul proiect, proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință care va conduce ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 3-7-2018. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către Societatea Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară sectorul 3 al municipiului București, a unui contract ce are ca obiect lucrări de pavare alei și notare borduri la spațiile din sectorul 3 al municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A, B, D, I1, I3, K1, K2, K3 și K4. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către Societatea de Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară sectorul 3 al municipiului București, a unui contract ce are ca obiect lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din sectorul 3 al municipiului București, cuprinse în arealul zonelor C1, C2, E, H, G, I2, I4, J și L. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe către Societatea de Investiții Spații Verzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară sectorul 3 al municipiului București, a unui contract ce are ca obiect lucrări de reamenajare peisagistică și întreținerea creșterii de grade din sectorul 3 al Bucureștiului. Vă mulțumesc! Supunem la vot propunerea domnului Corneanu. Cine este pentru? Domnul consilier votă. Cât suntem prezenți? 23. Deci... Ce se întâmplă? Că suntem prezenți? 23. Poate nu funcționează. 2 nu au votat. Da. Ce nu au votat? Nu mai apare. Sigur, haide să mai facem. Apare la ceva. Ne învârtim în jurul păzii de fiecare dată. Da, bat. Să mai încercăm o dată. Da. Nu e clar. Suplimentarea propusă de către domnul Cornean a fost aprobată și a trece votă pentru. Înainte de a supune la vot punctele suplimentare cu întreaga ordine de zi, vreau să vă fac cunoscute următoarele. Va trebui să stabilim o nouă ordine a punctelor, în sensul că punctul 1 suplimentar va deveni punctul 2 pe ordinea de zi, punctele 2, 3 și 4 suplimentare vor deveni punctele 9, 10 și 11 de pe ordinea de zi. Acum vom trece la, vom supune la vot ordinea de zi, așa cum a fost ea prezentată, împreună cu amendamentele aduse domnul Corneanu, deja votat. Vă rugăm să votați. Alegerea președintelui de ședință. Aprobarea procesului de ședință ordinară din data de 26 iunie 2018. Cine este pentru?
cei pentru. Trecem la punctul numărul 2, în care stabilim președintele ședință care va conduce ședința extraordinară de astăzi, 3 iulie 2018. Vă rugăm propuneri. Grupul PSD vă propune de voi cum vă Adrian. Alte propuneri? Nu sunt. Urmează să votați. Președintele de ședință trebuie să-și preia. Adică domnul Voicu Alin, nu? E corect? Trecem la punctul numărul 2. Haideți, domnule. Bună ziua, domnule și domnule consilier. Trecem la punctul numărul 2 de pe ordine zi. Propunerea obiecției. Punctul numărul 3. Ce scuze? Propunerea obiecției sunt? Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 18 voturi pentru, 0 împotriva, 5 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Și la punctul numărul 4, propunerea obiecției? Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 23 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Deci la punctul numărul 5, înainte de a trece la punctul numărul 5, vreau să vă specific că am fost introdus în eroare și nu va fi nevoie să votăm cu două timp. Vă mulțumesc. Propunere obiecție? Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 22 de voturi pentru, 0 împotriva, 0 abținem proiectul de votare a fost aprobat. Deci la punctul numărul 6, propunere obiecție? Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 20 de voturi pentru, 0 împotriva, abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Deci la punctul numărul 7, propunere obiecție, nu sunt. Votați, vă rog. Aveți ordinea de zi actualizată în față. Ați înțeles acum? Da, am fost venit. Da, am fost venit. Fost o zemină. Da, am fost venit. Cu 20 de voturi pentru, 0 împotriva, 0 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trece la punctul numărul 8, propunere obiecții. Nu sunt. Votați, vă rog. Da, domnul consilier. Da. Suntem că nu ne-am cam zăpăcit cu ordinea de zi. Asta este proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de intercomunici aferenți obiectivului amenajare și dotare cantină. E vorba de colegiul Mihai Bravo de aici de lângă noi, nu? Da. Da. Am fi vrut ca la terminarea investiției să ne puneți la dispoziție proiectul cu studiu de fezabilitate, estimat și cheltuit. Am mai avut rugămintea asta la dumneavoastră mai de mult și cu alte investiții și deocamdată nu am primit nimic. A fost o rugăminte făcută în ședință. Vă mulțumesc că s-a constatat la momentul respectiv. Și vreau să întreb dacă e cineva de la respectiva direcție în da. Sală, dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă amenajarea și dotarea cantinei aceste corpuri este o obligație legală sau este o facilitate acordată elevilor. Și dacă în urma acestei facilități acordate elevilor, au anumite beneficii, prețul mai mici la mâncare sau pentru parte socială, pentru copii din familii defavorizate, anumite avantaje. Deci, această cantină care va urma să fie amenajată, se face în cadrul programului Învățământ Dual, unde copiii vor fi pregătiți să pregătească mâncarea, să ajungă bucătari, ospătari și așa mai departe. Deci este o școală profesională în sistem dual, în parteneriat cu operatorii economici. Practic o anexă a sistemului de învățământ. Acolo se fac cursuri, pur și simplu. Se fac cursuri și este tot un sistem clasic, numai că îmbunătățit în sensul în care și operatorul economic este implicat 90%.
mulțumim frumos. Îmi cer scuze datorită reactualizării ordinii de zi. Am făcut o greșeală nu la punctul numărul 5, la punctul numărul 6 a fost cel cu 2-3. Mă mulțumesc. Alte propuneri pe doamnă în consilier? Acești operatori economici au, au acreditare meserile respective? Adică și în ce condiții li se închiriază sau în ce nu parteneriat? Nu se închiriază nimic. Pur și simplu există un parteneriat la nivelul municipiului București cu toate primăriile de sector. Iar acești operatori economici, pe banii lor, vor veni să investească în unitățile noastre de învățământ, care sunt în sistem profesional. Vor veni și cu burse pentru copii, ei vor alege împreună cu cadrele noastre didactice și elevii, se vor implica 100% în tot ce înseamnă învățământ. Da, domnule consilier. Mă scuzați că mă intervin o dată. Mă gândeam totuși că ar fi o posibilitate bună să legăm acest sistem dual de alte nevoi ale comunității, cum ar fi mâncarea preparată acolo să fie dusă la casele de copii sau la căminile de bătrâni, ori la persoanele în dificultate. Și atunci să majorăm puțin acest beneficiu. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Pentru acest lucru trebuie avize, acorduri și mai dificil, dar... Mulțumim frumos! S-ar putea ca colegii noștri să nu cunoască cu exactitate ceea ce înseamnă acest program dual. Și aș propune, și cred că sunt unanimitate, să vreți să faceți o prezentare a proiectului. Și atunci cred că s-ar... Da? E ok? Bun. Vă hotărâți dumneavoastră când faceți prezentarea. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Alte propuneri obiecții mai sunt? Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 23 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 9, doamna consilier. Ținând cont că toate lucrurile de favoare, alei și montare borduri la spații verzi pe care le-am văzut până acum au fost întregi în spații verzi, dublarea trotuarelor sau crearea de noi locuri de parcare intrând în curțile locurilor, până nu vedem și faptul că au venit pe suplimentare și au venit fără un proiect tehnic, fără să vedem exact unde sunt și pe unde vor fi trasate aceste alei. Nu mi se pare normal să le dăm doar pe o cantitate anume atribuirea directă. Și într-o ședință așa pe repede înainte. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos, a consumat. Alte propuneri, obiecții mai sunt? Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 10, propuneri, obiecții. Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Deci la punctul numărul 11, propuneri, obiecții. Nu sunt. Votați, vă rog. Cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru participare. Desclar și ați achis o zi în continuare.